Vă spun un bun venit la închinare. Este bine să fim în casa Domnului și să-L lăudăm. Tocmai de aceea vă invit în numele Domnului Hristos să deschidem serviciul divin de seară, cântând cântarea 347, Tot mai aproape.
Te lăudăm, Tatăl nostru din ceruri, prin numele Domnului Hristos, Mântuitorul nostru, pentru că ești atât de bun cu noi și din nou, prin Duhul Sfânt, ne-ai chemat să ne întâlnim cu Tine. Slăvit să fii pentru privilegiul pe care ni-l faci ca liberi să venim înaintea Ta, să ne putem închina, să-ți putem lăuda numele și să îți aducem recunoștința noastră pentru tot ceea ce ne-ai oferit material și în mod deosebit spiritual săptămâna aceasta. Pentru că vom deschide cuvântul și știm că așa cum faci de fiecare dată, ne vei da hrană potrivită, la vreme potrivită, vrem ca peste fratele Florian Ristea, vorbitorul din această seară, să reverși harul Tău, o îndoită putere din Duhul Sfânt și prin cuvânt să ne atingă inimile. Dacă trebuie să ne mustri, te rugăm să faci lucrul acesta pentru îndreptarea și mântuirea noastră. Dacă trebuie să fim încurajați, fă-o pentru a prinde curaj, să trăim lupta credinței până la capăt și suntem convinși că cuvântul va poposi în sufletele noastre ca o mireasmă de viață spre viață în seara aceasta. Slăvit să fii pentru fiecare persoană care a venit să se închine în seara aceasta. Te rugăm să iei în paza Ta, în grija Ta pe cei care lipsesc în seara aceasta. Dacă sunt bolnavi, te rugăm să-i binecuvintezi și să te apropii de patul lor de suferință și alinându-le durerile să lași peste dumnealor binecuvântarea sabatului. Vrem ca în sabatul acesta să ne rededicăm viețile Ție și motivați de dragoste pentru Tine, să plecăm acasă și să trăim credința așa cum vrei Tu. Slăvit să fii prin Domnul Hristos și în puterea Duhului Sfânt ne-am rugat. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, pentru că în seara aceasta putem să ne închinăm în casa de închinare de aici din Pitești. Mă bucur pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru că sunteți sănătoși, sunteți frumoși, așa arătați de aici și sunt convins că și Dumnezeu găsește plăcere în a sta în forma aceasta înaintea Sa. Sunt convins, așa cum menționam în rugăciune, că Dumnezeu are un cuvânt special în sabatul acesta pentru noi. Spun lucrul acesta pentru că vom avea un sabat cu oaspeți și începem din seara aceasta și spunem pe această cale bun venit fratelui Florian Ristea. Spunem de fapt bun venit familiei Ristea pentru că este împreună cu soția. Dumnealui slujește la nivelul Uniunii Române ca director al departamentului Școala de Sabat și Lucrare Personală. Sperăm ca Duhul Domnului să vă călăuzească înfrângerea cuvântului în seara aceasta. Dumnealor vor fi cu noi și mâine dimineață, sperăm și mâine după amiază. Însă pentru a pregăti sufletele noastre, pentru ca Dumnezeu să-și așeze, așa cum știe cuvântul în inimile noastre, v-aș invita să mai intonăm spre slava lui Dumnezeu imnul 594, este imnul Porți de Sabat se deschid. Să slăvim pe Dumnezeu cu putere prin glasurile noastre. Thank you.
Bună seara tuturor și pacea Domnului, bun găsit! Nici nu vă imaginați cât de bine îmi face aerul ăsta de Pitești. Mă simt ca acasă, e o zonă în care am experiențe și amintiri frumoase, numai frumoase. Nu mi-am amintit nicio experiență urâtă în zona aceasta. Am darul acesta de la Dumnezeu să uit ceea ce mi s-a întâmplat urât. Poate să fiu prea urât să nu uit, dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru cele frumoase care au fost și care probabil că vor mai fi încă multă vreme de aici înainte. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest loc special numit Casa Domnului, un loc în care timpul se oprește, lucrurile de afară nu contează, un loc în care mintea noastră, spiritul nostru se conectează la Dumnezeu și un mediu de interacțiune pe care nu-l apreciem la justa lui valoare. Permiteți-mi, vă rog, în câteva cuvinte să remarc acest ultim aspect pe care l-am menționat doar. Atunci când venim la biserică, noi ne punem într-un context favorabil dezvoltării noastre personale. Adică toți stimulii vizuali, auditivi, tactili, de orice fel, emoționali, de asemenea, mai ales emoționali, ne bombardează cu mesaje în permanență și asta ne solicită, ne determină să ne comportăm într-un anumit fel, să ne cizelăm și să lăsăm mintea noastră și sufletul nostru să fie modelate într-un mod invizibil, neștiut de Dumnezeu. Dacă am sta acasă, toate aceste interacțiuni nu s-ar întâmpla. N-am vedea zâmbetul de pe fețele oamenilor, n-am vedea încruntarea lor, n-am dea pacea Domnului cu cineva, n-am înregistrat vreo emoție atunci când, eu știu, ne revedem după multă vreme, ca în cazul meu, sau nu ne-am povestit ceva, pur și simplu. Am fi singuri, singurei, sau poate cel mult cu familia noastră, slavă Domnului dacă ar fi măcar așa, dar chiar să știți că am fi săraci, 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 inclusiv dacă am sta în fața televizorului cu Speranța TV deschisă. Săraci pentru că nu am avea parte de aceste interacțiuni în care, repet, spiritul nostru, emoțiile noastre, caracterul nostru sunt solicitate și suntem determinați să ne dezvoltăm, să le facem față, să interacționăm unii cu alții. De aceea prețuiesc atât de mult momentele acestea și toate ceasurile sabatului când ne întâlnim unii cu alții. Spun lucrul acesta și în perspectiva școlii de sabat, care, dacă ar fi percepută în maniera aceasta ca mediul cel mai favorabil dezvoltării noastre, să știți că am vedea scaunele pline și n-am avea loc aici. Dar pentru că ne-am pierdut viziunea cu privire la ce înseamnă ea și grupa și interacțiunea noastră și discuțiile și întrebările și toate lucrurile care se întâmplă acolo, avem impresia că nu ne mai aduce nimic bun și mulți, foarte mulți, nu mai frecventează școala de sabat. Dar să nu intru în domeniul acesta pentru că m-aș pierde mult în el și nu vreau să cad nici în capcana criticismului, nu mă caracterizează. Am vrut doar să subliniez ce bine e să fim împreună. Ce bine că ne vedem. Ce bine este că ne simțim unii pe alții, prezenți aici. Nu e așa că intrând în locul acesta nu poți să te comporți ca atunci când ești tu cu tine însuți sau însăți, depinde, bărbat, femeie. Nu, aici te solicită ceva, cineva, să te comporți altfel. Și acest exercițiu, din ce în ce mai frecvent întâlnit în viața noastră sau punându-ne în acest context tot mai adesea, ajunge o a doua natură a noastră. Ajunge să ne comportăm frumos, demn, civilizat, sfânt, așa cum vrea Dumnezeu. De aceea poate uneori, nu știu dacă realizăm, dar oamenii de pe stradă realizează când ne văd ieșind de aici cu fețele luminate, bucuroși, surzători și ne despărțim la sfârșit de sabat sau, eu știu, la prânz mâine. Ei nu înțeleg asta, dar văd pe fețele noastre lucrul acesta. Și eu mă bucur atât de mult pentru ceasurile acestea de sabat și în special pentru acesta de vineri seara.
Destul cu introducerea. Vreau doar să vă aduc cele mai proaspete salutări de la două comunități pe care sabatul trecut le-am vizitat. Este vorba de comunitatea Arad Salem și Timișoara Betania. Acolo am fost ultimul sabat, mai sunt și altele, dar ar fi o listă lungă și nu știu dacă ar fi chiar necesar să vă spun pe unde am umblat și de ce am umblat. Sper că a fost cu folos. Mă bucur acum să deschid împreună cu dumneavoastră Biblia. Într-o carte cea mai actuală împreună cu sora ei din Noul Testament, adică mă refer la cartea lui Daniel. I se mai spune și Apocalipsa Vechiului Testament. Daniel, capitolul 5, acolo unde nu vom analiza ospățul lui Belșațar, ci altceva. Ceva care ne privește în mod deosebit pe noi cei de astăzi. Pentru că aș vrea să vă spun, atunci când citim Biblia, acasă, sau oriunde o putem face, și chiar la adunare, inclusiv la adunare, ar fi bine dacă am folosi-o, în primul rând, ca pretext pentru a ne înțelege propriile experiențe, propriile trăiri, propriile provocări. Dacă nu, n-am face altceva decât să evocăm evenimente și întâmplări de mult apuse, care s-au întâmplat unora, le-a folosit lor, iar nouă, eventual, care știm povestea, decât cel mult ne-am împrospătat-o, dar cred că ar fi tare plițitor să încep să vă spun acum povestea ospătului lui Belșațar, când majoritatea, probabil, sau aproape toți o știu. Ceea ce vreau să citim aici este un detaliu pe care, dacă îl voi nuanța și voi avea suficient timp și nu mă voi pierde în prea multe paranteze, veți vedea cât de important este și cât de adesea îl neglijăm. Pornesc de la o afirmație pe care a făcut-o un arhitect american de origine germană. Numele lui este Ludwig Mies van der Rohe. Acest arhitect este considerat un pionier al arhitecturii moderne și contemporane. Spune așa: Dumnezeu este în detalii. Adică fii atent la detalii. E bine să ai și panorama evenimentelor, să vezi și tablou, să depărtezi cumva așa ca să vezi toată panorama evenimentelor, ca și cum privești la o pictură pe care, dacă o abordezi prea de aproape, vezi eventual urmele pensulei cu care a pictat artistul, dar nu vezi ansamblul. Dacă te depărtezi de ea, atunci vezi imaginea. Nu în felul acesta. Mi-aș dori foarte mult să ne apropiem și să vedem urma aceea a pensulei. Nu-mi permis să-L numesc pe Dumnezeu artist, dar să folosesc metafora aceasta. Pensula cu care Dumnezeu a trasat istoria noastră. Aici, detaliul asupra căruia vreau să vă atrag atenția este însuși Daniel. A ajuns la venerabilă vârstă de 83, 4, 5 ani, de greu de precizat cu exactitate, dar în mod cert peste 80 de ani avea, atunci când, să ne imaginăm că la ușa lui, locuia probabil undeva aproape de palat, a bătut cineva cu putere și a spus: vină la palat că te cheamă împăratul. Nu știm dacă dormea, nu știm dacă se ruga, sau medita, sau citea sulurile cărții lui Isaia, lui Ieremia. Aceste două cărți l-au influențat foarte mult pe Daniel și o să vă spun de ce. De fapt, vă spun chiar acum. În Ieremia a văzut, în capitolul 29, în ceea ce numim noi acum capitolul 29, el nu avea capitole atunci, a văzut că trebuia să treacă 70 de ani pentru robii din Babilon ca să se întoarcă acasă. Și el era exact la terminarea acestei perioade. Și probabil că o studia cu intensitate și se ruga să înțeleagă: Doamne, când? Când vei aduce din nou eliberarea și repatrierea poporului tău? Și cartea lui Isaia l-a influențat de asemenea, pentru că
a văzut în ea împlinirea unei profeții pe care el însuși a luat-o și a pus-o înaintea lui Cirus cel Mare, atunci când acesta a cucerit Babilonul, și i-a arătat din profeția lui Isaia cum Dumnezeu, cu aproape 200 de ani înainte de nașterea acestui mare împărat, l-a numit pe acesta pe nume, Cir, păstorul meu. Capitolul 44 din cartea lui Isaia, ultimul verset și următoarele versete din capitolul 45. Acolo e profeția aceasta. A fost atât de impresionat Cirus, încât a dat decretul de eliberare ai iudeilor, le-a dat înapoi vasele templului, le-a dat bani, le-a dat material de construcții ca să zidească din nou templul de la Ierusalim. Însă acum, în toiul nopții sau în crucea nopții, cum zicem noi în partea asta de lume, bătăile puternice în ușă s-au auzit și un glas de soldat, probabil, o gardă de câțiva soldați, au venit și l-au chemat la palat pentru că împăratul îl chema. Imaginați-vă scena din sala de ospăți a lui Belșațar din perspectiva lui Daniel. Noi o citim dintr-o perspectivă deja consumată, ca o retrospectivă deja. Știm cum s-a comportat împăratul, cum îi tremurau genunchii, cum erau toți livizi, alb ca varul, da? Dar imaginați-vă cum a intrat Daniel în sala aceea și să vedem lucrurile din perspectiva lui, prin ochii lui, ai lui Daniel. Luând în considerare ce am spus anterior, că Daniel se ruga, Doamne, când va fi eliberarea totală? Și atunci, când a pășit în sala aceea, unde nu se auzea nici musca, era o tăcere mormântală. În condițiile în care în acea sală, vă rog să citiți în primul verset al capitolului 5, se aflau în jur de 2000 de persoane. De ce zic 2000? Haideți să citim. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. În versetul 2 spune că în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim ca să bea cu ele împăratul și mai mari lui, nevestele și țiitoarele lui. Așadar, era o ocazie de ospăț în care împăratul invitase pe toți conducătorii provinciilor, pe conducătorii armatei, consilierii săi, guvernul său, sfătuitorii săi și evident că aceștia veniseră însoțiți cu nevestele sau, mă rog, curtezanele, cum spune aici. Și chiar dacă n-ar fi fost 2000, totuși 1000 de persoane într-o sală sunt destui, nu-i așa? Vă imaginați fețele acelor oameni în frunte cu împăratul, toți tremurând ca varga, cum zicem tot în partea asta de lume unde trăim noi, livizi, privind undeva pe peretele din față, cel mai vizibil al sălii de ospăți, unde erau scrise niște lucruri, desenate niște semne, așa le vedeau ei, erau cuvinte, pe care nimeni nu le înțelegea. A venit împărăteasa și a spus lui Belșațar cine poate să-i tâlcuiască acea scriere. Și la îndemnul împărătesei, care, în paranteză fie spus, e un alt detaliu, nu era nici soția lui, soția lui era acolo în sala de ospăți cu el, nu era nici mama lui, pentru că mama lui era plecată cu tatăl lui, Nabonid, tatăl lui se numea Nabonid, era plecat Nabonid împreună cu soția lui și cu curtea lui într-o cetate la distanță de Babilon, numită Susa, acea cetate. Nu Susa, mă scuzați, Tema. Pentru că acest împărat avea o ciudățenie
religioasă, se închina la lună, era monoteist, doar la zeul lună se închina și babilonienii nu tolerau lucrul acesta. Așa că l-a lăsat coregent pe fiul său, Belșațar, iar el s-a retras cu curtea lui să se închine în liniște la lună în acea cetate cu numele Tema. Acesta este motivul pentru care atunci când Belșațar îl invită pe Daniel să-i citească scrierea de pe zid, îi promite locul al treilea în împărăție. Da? Pentru că era tatăl său Nabonid, era el Belșațar și al treilea urma să fie Daniel. Citim în conținutul capitolului. Dar când Daniel pășește acolo și dintr-o privire vede ce scria pe tencuiala peretelui, a înțeles într-o clipă. Totul a înțeles. Ce a înțeles? A înțeles că sosise timpul. A înțeles că era la răscrucea istoriei și că nimeni, absolut nimeni din sala aceea nu era conștient de lucrul acesta. O imagine atât de grăitoare pentru poporul lui Dumnezeu de astăzi, care la un anumit moment al istoriei va trăi, și nu știu cât de departe sau de aproape este momentul acela, s-ar putea să fie foarte aproape, va trăi exact sentimentul lui Daniel. Adică să știi sigur că lucrurile s-au terminat și că urmează o altă orânduire pentru noi, împărăția lui Dumnezeu, pentru Daniel, sfârșitul Babilonului și începutul împărăției mezilor și perșilor. De unde știa? Păi, pe lângă faptul că el a putut să citească scrierea și a dat traducerea, tâlcuirea împăratului, vă amintiți ce scrie acolo, da? Mene, mene, tekel, ufarsin, care tradus înseamnă cântărit, numărat și împărțit, da? Găsit prea ușor. Și a spus că împărăția va fi dată mezilor și perșilor. Probabil că Belșațar nu l-a crezut, că bucuros a dat poruncă să îi se aducă și mantia și lănțișorul promis și să aibă al treilea loc în împărăție, însă, atenție, Daniel face acum un gest pe care nu și l-ar fi permis nimeni niciodată să-l facă, mai ales într-o monarhie din Orient. Versetul 17 din capitolul 5. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului. Țineți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Adică refuz. Țineți darurile. Cum să mai iei daruri de la un om mort? Pentru că Daniel vedea deja ce avea să urmeze. Și mai era încă un al treilea motiv pentru care Daniel stătea practic cu un picior în trecut și cu unul în viitor. Exact asta este imaginea. Unu, am zis, cunoștea profeția, se afla, știa sigur că se află la sfârșitul perioadei de 70 de ani și se întreba, Doamne, când? Dintr-o zi într-alta, luna asta, săptămâna asta, când? Ani nu puteau să mai treacă. Da? Se împliniseră cei 70 de ani și în al doilea rând, scrierea de pe zid pe care a înțeles-o și în al treilea rând, acest al treilea detaliu. Ca orice om de stat, că încă era în, chiar dacă nu mai era în poziția pe care o ocupase pe vremea lui Nebucadnețar sau lui Dariu Medul, el era încă în aparatul administrativ al Imperiului, ca om de stat știa foarte bine ce se întâmpla în împărățiile din vecinătate, în țările din preajma Babilonului. Știa de asemenea foarte bine, pentru că erau și atunci servicii secrete, cum există și astăzi, se aduceau și atunci și rapoarte și rapoartele treceau și pe la el, că vă dați seama că avea o poziție în care știa ce se întâmplă, cum ar fi, de exemplu, orice membru de astăzi al CSAT.
Da? Consiliul Superior de Apărare al Țării. Oamenii știu ce se întâmplă. Pentru că li se spune, li se raportează din partea serviciilor. Servicii erau și pe atunci și raportau și ele, iar Daniel știa. Ce știa Daniel? Ei bine, acum voi intra în acel detaliu despre care vă spuneam la început. Am făcut chiar și o schiță, îmi pare rău că n-am ales să vă pun pe ecran schița aceasta, doar o voi comenta puțin. Daniel știa că undeva în împărăția învecinată a perșilor era un împărat tânăr, a cărui istorie o cunoștea și care nouă celor de astăzi ne-a parvenit prin scrierile părintelui istoriei, cum este numit Herodot. Herodot, așa îi se spune, e un supranume, părintele istoriei, cel care a scris printre altele războaiele persane și care a scris și despre Cirus cel Mare. Era foarte aproape de Babilon, era cum ar fi Ungaria sau Ucraina de noi sau mai sus un pic Polonia. Acolo, în anul 576, faceți o socoteală simplă, din anul 605, dând ani înapoi, când fusese Daniel luat rob în Babilon cu ceilalți, și până în 576, trecuseră cam 29 de ani. Da? Deci cam atât avea Cir pe vremea aceea. Ei bine, în urmă cu 29 de ani, Daniel aflase că împăratul Astiages, împăratul Mediei, Media și Persia erau pe vremea aceea dezbinate, nu erau unite, Cirus le-a unit. Împăratul Astiages, din Media, împăratul Mediei, a visat un vis urât, un coșmar, a avut un coșmar într-o noapte și trezit, datorită fricii, spaimei pe care a experimentat-o, și-a chemat și el visătorii, ghicitorii, astrologii, cum obișnuiau împărații orientali în vremea aceea. Era o scenă obișnuită, să știți. Ce s-a întâmplat cu Nebucadnețar în capitolul 2 sau aici în capitolul 5 cu Belșațar, se întâmpla în mod frecvent. Dacă împăratul visa un vis, imediat își convoca sfătuitorii, astrologii, magii, să-i spună tâlcuirea visului. Așa a făcut și acest Astiages, ne spune Herodot. El și-a amintit visul, le-a spus celor care trebuiau să îl tâlcuiască și le-a zis așa: am visat-o pe fiica mea, Mandane, de la care porneau așa niște șuvoaie învolburate de apă și acopereau toată țara și nu știu ce înseamnă visul acesta, mă înspăimântă. Și înțelepții, vrăjitorii de atunci i-au spus: împărate, s-ar putea ca fiica ta să nască un băiat și acesta să-ți cucerească țara, să fie el împărat. Mandane, la data aceea, nici măcar nu era căsătorită. Și atunci, împăratul Astiages a făcut un plan, a căutat el prin împărățiile de prin prejur și a găsit un prinț liniștit, un prinț din Persia, care avea o fire blândă, căruia se dusese vestea că era domol, ca să nu zic altfel. Și cu acela a măritat-o pe fiica sa Mandane. Lesne de înțeles de ce cu acela. Da? Adică a îndepărtat-o din țară, a dus-o într-o țară învecinată și a măritat-o acolo. Exact în Persia. Numai că, la timp după asta, nu știu cât a trecut, a visat din nou aproape același vis, cu un alt detaliu, la fel de înspăimântător. S-a trezit, speriat, și-a convocat iarăși ghicitorii, cititorii stele, mă rog, toți vrăjitorii. Zice asta Herodot, este istorie, ce vă spun aici, nu sunt bazme. Și le-a spus: am visat-o din nou pe fiica mea. De asta dată, dinspre Mandane, dinspre fiica mea, porneau niște ramuri de viță care se împleteau și se lungeau și acopereau toată țara. Împărate, dacă visul s-a repetat, înseamnă că cel ce se va naște din fiica ta va cuceri
țara ta și va fi împărat în ea. Acum, probabil că Astiages mai avea și fii, avea alte planuri în ce privește succesiunea sau moștenirea tronului, că nu i-a convenit ceea ce a auzit și și-a trimis spionii să afle dacă fiica sa, într-adevăr, e însărcinată, dacă urmează să nască sau dacă, mă rog. Și, într-adevăr, a aflat că fiica lui era însărcinată, urma să nască și l-a chemat pe cel mai de încredere general al său. Harpagus era numele lui. Și a spus, te duci în Persia, pândești momentul, te duci la fiica mea, fie o aduci aici dacă n-a născut, fie dacă a născut, îi iei copilul și-l omori. Și apoi te întorci. Harpagus, general al lui Astiages, a plecat. Acum, ce s-a întâmplat în mintea lui, în sufletul lui, numai Dumnezeu știe. Dumnezeu care poate a pus în mintea lui și în inima lui un gând bun să nu facă această crimă. Și aflăm despre el, de la istoricul Herodot, că frământat despre cum să facă, sau de cum să facă, a făcut un plan și când a ajuns la fiica lui Astiages, în Persia, i-a luat copilul pe care l-a născuse, băiat, și a plecat cu el și a venit cu el în Media. A lăsat-o răvășită, tulburată, îndurerată pe fiica lui Astiages, soția prințului Persiei, unuia din prinții Persiei, și a venit până aproape de castelul împăratului Astiages, dar în loc să omoare pruncul, a făcut un plan. S-a dus la ciobanul turmelor regale, pe nume Mitridate, așa-l chema. Grecii îi spun Mitridates. Și i-a dat copilul să-l crească, sub jurământ că nu va spune nimănui al cui este copilul. Acum, întâmplare, nu știu cum să zic, nu-mi permit să spun providență, pentru că poate că ar da naștere la interpretări. Dar tocmai în vremea aceea, nevasta acestui cioban, care era mai mare peste turmele împăratului, născuse un copil mort, cum se întâmpla adesea în vremurile acele. Și numai bine că Harpagus i-a zis, nu spui la nimeni, îl iei pe acest copil în locul copilului tău și îl crești ca pe ochii din cap, ai grijă de el ca de ochii din cap și îl crești. Până îți voi spune eu. Zi și făcut. Au trecut 10 ani și pe la vârsta de 10 ani ai acestui copil, el a ieșit fiul de cioban, vă dați seama, învățase să mâne oile, da, să călărească, era tank, cum spunem noi astăzi, crescuse învățat cu munca, cu greul. Și în timpul pe care îl mai avea și el liber, se juca cu băieții pe Maidan, pe Imaș, la poalele zidului sau lângă zidul cetății, acolo unde mai ieșau uneori și băieții nobililor, băieții de la curte. Și într-o zi, când s-au decis să se joace împreună, băiatul ciobanului i-a poruncit unuia dintre fiii unui curtean de acolo, nobililor, să îi se închine ca un împărat. Că a zis că el este șeful, el e cel mai tare de acolo și să se închine. Și ăla, probabil conștient de valoarea lui personală, de faptul că este fecior de nobil de la curte, de cine știe ce general sau de conducător de oști era, ori sfătuitor de-al lui Astiages, n-a vrut. Și Cirus, pentru că despre el era vorba, când avea 10 ani, l-a pus jos și l-a bătut măr, l-a învinețit. Ăsta s-a dus acasă, la taică-s-o, l-a spus, taică-s-o a venit și nu putea să îl pedepsească el pe cioban, i-a cerut voie împăratului să-l pedepsească pe cioban, dar împăratul a vrut să știe povestea. Și atunci totul a ieșit la iveală. Cirus, la vârsta de 10 ani, a fost adus înaintea lui Astiages și așa Astiages și-a cunoscut nepotul. Toată povestea era publică acum. Nu putea să-l mai omoare. N-a avut decât să-l trimită înapoi la maică sa, în Persia, unde a crescut, a luat tronul, i-a cucerit și
țara lui și de aia s-a dezvoltat în ceea ce cunoaștem astăzi în istorie Imperiul Medo-Persan. Și în noaptea în care Daniel era chemat de împăratul Belșațar să tâlcuiască scrierea de pe zid, Cirus mărșăluia cu armatele spre Babilon. Era foarte aproape, era aproape sub ziduri. Știți ce făcea Cirus în noaptea aceea? Sigur că știți. Devia fluviul Eufrat în acea mare groapă, imensă groapă, pe care o fică de-a lui Nebucadnețar domnise foarte puțin și ea, Nitocris o chema, o să pase ca să abată mult înaintea lui Cirus apele Eufratului ca să construiască un pod între cele două părți ale orașului ca să le unească, pentru că nu era pod între partea de cetate a Babilonului din răsărit și partea dinspre apus. Și ea a construit un pod și avea nevoie să fie apele scăzute ca să construiască podul. Și după ce l-a construit, apele au fost din nou direcționate prin oraș și podul era gata. Dar acum groapa aia era uscată. Acolo a deviat Cirus cel Mare apele Eufratului și a cucerit Babilonul. Însă ceea ce nu știm din istoria biblică decât profeția, pe care ar fi interesant să o citim, Isaia 44, ultimul verset, 45, următoarele versete, acolo se spune că Dumnezeu îi va deschide zăvoarele de fier și de aramă, îi va da visteria ascunse lui Cirus și este singurul conducător pământesc pe care evreii îl recunosc cu numele de Mesia. Da? Nimeni de pe pământ, decât niște, știu cum să-i numesc, pe cei care au venit și s-au dat drept Mesia, șarlatani. Da? Aia nici măcar nu sunt luați în considerare. Dar poporul evreu îi spun lui Cirus Mesia. Nu adevăratul Mesia trimis de Dumnezeu, ci cel trimis ca să-i libereze poporul din robia babiloniană. Ceea ce nu știm însă, ceea ce nu ne spune detaliul acesta sau capitolul acesta 5, este că această cucerire a Babilonului n-ar fi fost posibilă pur și simplu. Deoarece în vremea aceea, cetatea Babilonului era fortificată cu trei rânduri de ziduri și intrarea Eufratului în către porțile Babilonului pe sub care trecea era dalată, deci râul era dalat. Și era imposibil să intri decât cu barca și în momentul în care ajungeau sub ziduri, riscai să fii împroșcat cu pietre, cu smoală, cu sulițe, cu săgeți. Nu puteai. Dacă treceai de un zid, urma al doilea, apoi urma al treilea și ziduri groase până acolo încât Herodot spune, el este cel care aduce informația aceasta, că trei care cu cai puteau să meargă unul în dreptul celuilalt pe zidul Babilonului. Atât de gros era și imaginați-vă cât de înalt. Era imposibil. Și cu toată devierea fluviului care se îngusta acolo, în groapa aceea, ca să scadă apele, să intre pe sub poartă, n-ar fi putut să intre dacă zăvoarele n-ar fi fost uitate deschise. Era închisă poarta deasupra fluviului, dar zăvoarele erau deschise. Cine l-a lăsat, nici Herodot nu știe, nici altcineva. Eu pot să presupun doar. Cineva. Dar profeția spunea că așa se va întâmpla. Și acum, Daniel, când pășește în sala aceea, având în minte profeția lui Isaia, știind că Cirus este la porți, văzând scrierea de pe zid, și știind că cei 70 de ani sunt pe muche împliniți, avea așadar trei motive să creadă că Babilonul s-a terminat. Avea așadar motive puternice să știe că el se afla la răscrucea istoriei. Vă dați seama ce moment? Nici noi nu ne-am dat seama, de exemplu, zic noi, referindu-mă la cei mai mulți dintre cei prezenți, în anul de grație 1989, nu ne-am dat seama ce trăim.
Dar aia a fost o răscruce importantă a istoriei. Ne-am dat seama că eram la răscruce și că o luam într-o altă direcție? Nu. Nu ne-am dat seama. Ulterior, da, am început să anticipăm, să intui, să deschidem ochii. Unii nu i-au deschis nici acum. Iertați-mă pentru remarca aceasta. Dar, n-am zis că unii dintre noi, unii din țara asta. Daniel se afla la un asemenea moment, la o asemenea răscruce. Unul dintre acele momente despre care Stefan Zweig, un autor care a scris cartea Orele astrale ale omenirii, vi-o recomand, este deosebită cartea aceasta. Întâmplări pe care le-ai putea numi providențiale sau ieșite din comun. Întâmplări care au marcat în așa fel istoria încât istoria de după n-a mai fost niciodată aceeași precum era înainte. Așa a fost noaptea aceea în care Daniel a fost chemat să tâlcuiască scrierea de pe zidul sălii de ospăți a lui Belșațar. Și acum vă rog să-l privim așa cu imaginația noastră pe Daniel, stând acolo, în fața acelor oameni care îl priveau înmărmuriți, încremeniți, cărora le clănțăneau la propriu dinți în gură de frică și li se loveau genunchii unii de alții, unul de altul, de spaimă, privindu-i cu compătimire, probabil, cu milă și fiind singurul care știa realitatea. Am spus anterior și repet acum, poate că este mai puternic mesajul în momentul acesta, că așa trebuie să fie poporul advent într-o lume care orbecăiește, nu știe ce se întâmplă. Trăiește cu groază, unii împlinind ce spunea Mântuitorul în Evanghelie după Luca, citez, oamenii vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care au să se întâmple pe pământ, dar oamenii nu înțeleg ce se întâmplă. De aceea, mă opresc la această imagine a lui Daniel, stând acolo în picioare, demn și drept, nu doar ca poziție, ca statură verticală, ci din punct de vedere al caracterului, al demnității, al viziunii personale, al filozofiei de viață, al perspectivei profetice pe care o avea. Și își dă seama că mâine dimineață va fi o altă istorie, o altă lume. Deja mă înfior când mă gândesc numai la lucrul acesta. Și mă întreb, cum stăm noi, poporul Dumnezeu, de astăzi? Știm în ce moment al istoriei suntem? Știm că suntem aproape de o mare răscruce a istoriei, ultima, poate? În toamna aceasta, acum o săptămână și un pic, pe 31 octombrie, lumea protestantă din Europa a sărbat 500 de ani de la declanșarea reformei. O cifră rotundă. Dar oare câți au pătruns semnificația? Cât s-au întrebat, de pildă, încotro merge reforma? Pentru că știrile, articolele din presă, inclusiv cele religioase, articole religioase, publicații, mijloacele media, ne arată că protestanții se întorc în trecut. Protestanții serbează împreună cu Papa de la Roma, cu romano-catolicii, 500 de ani de reformă. Ce să serbeze catolicii? Pentru ei n-a fost un eveniment fericit, reforma. Pentru ei a fost schism, a fost ruptură, a fost război. Război încheiat cu pacea din Vestfalia, războiul, așa numitul război de 30 de ani. Război între războaie, între catolici și protestanți, vărsări de sânge. Zeci de milioane de victime au fost. Dacă punem la socoteală și pe cele făcute de ciuma bubonică, declanșată sau izbucnită în Europa în anul 1347, înainte de apariția renașterii. Se spune că în Europa, cu victimele ciumei bubonice cu tot și cu războaiele care au urmat între catolici și protestanți, populația Europei aproape că s-a înjumătățit.
Numai ciuma bubonică a făcut 25 de milioane de victime. Sunt date înregistrate în Europa. Și când a apărut reforma, protestantismul, a fost iarăși o răscruce mare a istoriei. Și lumea a fost altfel. Acum, după 500 de ani, din nou suntem la o răscruce a istoriei și din nou lumea nu-și dă seama că iarăși se schimbă lucrurile. Dar întrebarea mea în seara aceasta, pentru mine și pentru dumneavoastră, este cine își dă seama? Cine spune lumii ce se întâmplă? Dacă și noi trăim în aceeași neștiință, în aceeași necunoaștere ca și lumea și sărbătorim și noi așa cum sărbătoresc ceilalți, ne amintim și mai o predică, mai un video, mai un, știu eu, o carte despre reformă sau... Dacă doar așa, înseamnă că nu știm mare lucru. Nu știm mare lucru. Îmi dați voie să vă spun un detaliu. Anul trecut, în anticiparea acestei cifre rotunde de 500 de ani, care s-a împlinit deja săptămâna trecută, în Suedia, prima țară declarată protestantă eminamente în timpul reformei, de către regele Gustav, influențat de frații Petri, despre care citim în Tragedia Veacurilor, a declarat țara aceasta, Suedia, reformată, adică luterană, și de atunci a rămas luterană până în zilele noastre. Anul trecut, în Suedia, luteranii, conducerea Bisericii Luterane din Suedia, a celebrat împreună cu Papa de la Roma o slujbă specială de anticipare a reformei. Papa împreună cu luteranii. S-ar întoarce în mormânt Luther dacă ar ști. Încotro reforma. Înapoi, în trecut, înapoi în sânul Bisericii Mamă, la ce ne întoarcem? Tocmai de aceea au apărut pe scena istoriei și alții care au spus și încă mai spun, nu foarte mulți, între aceștia și noi, adventiști de ziua șaptea. Reforma trebuie continuată. Reforma trebuie dusă mai departe. Torța nu trebuie lăsată să cadă în țărână și să se stingă. Trebuie luată și dusă mai departe. În timp ce protestanții se întorc acum spre papalitate și își dau mâna și oficiază slujbe împreună, chiar mesa, adică împărtășirea, s-au împărtășit împreună unii cu alții. Au semnat documente unii cu alții. În timp ce aceștia fac regretabila întoarcere în trecut, trebuie să ducă cineva mai departe reforma. Dar nu poate duce decât cineva care înțelege cuvântul lui Dumnezeu cum l-a înțeles Daniel. Daniel știa unde se află în perspectiva profeției. Doi, Daniel știa să interpreteze și să înțeleagă evenimentele istorice din jurul său. Și trei, atunci când s-a aflat în situația de a spune ce se întâmplă, Daniel a spus. A spus și nu s-a temut. Țineți darurile, nu mai am nevoie de ele. Și a zis, în noaptea aceasta, Babilonul va fi luat. Și exact așa s-a întâmplat. Babilonul a căzut și primul care a intrat în sala aceea de ospăți și a cucerit inima Imperiului Babilonian a fost generalul Gobrias, general de-a lui Cirus, general care ulterior și-a luat supranumele de Dariu Medul, pentru că era rudă cu prin Astiages. Era rudă cu Cirus și Cirus l-a lăsat pe el. Un an de zile atât a domnit, l-a lăsat să domnească asupra Babilonului și istoria l-a înregistrat pe acest Dariu Medul în acest capitol 6, în care știți ce s-a întâmplat și cum Daniel l-a influențat și pe el, să sperăm că decisiv pentru mântuire și să sperăm că îl vom întâlni în Împărăția lui Dumnezeu. Dar mă opresc cu această imagine în minte, înaintea ochilor, cu această imagine a lui Daniel stând drept și demn
în sala aceea, singurul care știa adevărul, singurul care cunoștea realitatea, ca prototip al poporului lui Dumnezeu din vremea sfârșitului, singurul care va ști realitatea și singurul care va trebui să spună oamenilor, celor ce vor dori să audă, care este această realitate, care va fi această realitate. Să ne pregătim, frați și surori, pentru aceasta. Nu suntem doar protestanți, suntem și neoprotestanți sau protestanți mai noi, cei care credem că reforma trebuie dusă mai departe. Și cei care nu pleacă nici urechea, nici grumazul la ceea ce se întâmplă în lumea lor, în lumea noastră, și nu se iau după mulțime ca să facă rău, cum spune Biblia, ci se iau doar după cuvântul lui Dumnezeu. Atâta vreme cât cuvântul lui Dumnezeu va rămâne busola noastră, nu vom rătăci. Însă am o rugăciune specială pe care o nasc lui Dumnezeu și în seara aceasta. Doamne, ajută-ne să prețuim atât de mult cuvântul Tău încât să-L studiem zilnic, să prețuim atât de mult evenimentele istoriei contemporane încât să le înțelegem semnificația din perspectiva profeției și să nu ne fie frică atunci când vom fi poate în fața unor demnitari să spunem ce se întâmplă, să spunem ce se întâmplă. Pentru că de rest se ocupă Dumnezeu. A Lui să fie toată slava, toată lauda și închinarea și acum și în veci. Amin. Păi mi să lăudăm pe Dumnezeu la finalul acestui serviciu divin de închinare cu imnul 281, Înainte cu Iisus prin timp așa solemn. Sfințeniei Tale, venim în aceste momente să-Ți mulțumim pentru felul minunat în care Te îngrijești de nevoile noastre. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că pe perioada istoriei ai găsit întotdeauna oameni la care să Te descoperi.
Și dacă astăzi este seară, este sfârșit de timp, te rugăm, Tatăl nostru, să te descoperi tuturor acelor care caută acest lucru. Și pentru că știm că vii curând, îți mulțumim și te rugăm să pregătești inimile noastre. Și ajută-ne ca să nu ne oprim din drum, ci că le reauzește-ne pașii către împărăția Ta. Binecuvântarea Ta să rămână peste noi și peste familie noastre, peste biserica aceasta. În mod special, în seara aceasta, să ne conduci către casele noastre, iar în bunătatea Ta, Tatăl nostru, pentru mâine dimineață să ne putem întâlni aici, spre a lăuda numele Tău cel mare și sfânt. Amin.